În primul rând, actoria dezvoltă gândirea. În cadrul cursurilor de actorie se fac foarte multe jocuri de improvizație. Înveți să lucrezi în echipă. De asemenea, actoria îți redă încrederea în tine. Te pregătește pentru viață, fiindcă înveți să vorbești în public, devii dezinvolt. Prin actorie te redescoperi. Înveți să te cunoști mai bine pe tine și atunci nu e nevoie să copiezi pe altcineva, ci lucrezi să fii cât mai autentic. Mi-ar plăcea ca în cadrul școlii să existe un mentorat care să invite actori, regizori, scriitori să vorbească cu elevii. Elevii să le poată adresa întrebări despre cariera lor, despre viața lor, să îi poată cunoaște personal. Nu doar să-i vadă la televizor sau pe scenele teatrului, ci să le asculte povestea. Eu am avut noroc în cadrul școlii generale cu profesoara de franceză care a organizat o piesă de teatru și am fost cu acea piesă de teatru la festivaluri. Mi s-a părut inedită experiența și cred că m-a transformat. Am simțit pentru prima dată cum este să fii pe scenă și a fost practic primul meu impact cu actoria. M-am îndrăgostit de actorie și de atunci am continuat să urmez această cale. Însă, dacă nu aș fi devenit actriță, cursurile de actorie m-ar fi ajutat oricum.